încă o dată bună seara. Seara. Bună seara. Și fiți bineveniți din nou la RomanArt Galerie. Este un parcurs pe care noi ni l-am propus și care astăzi mă simt onorată să-l punctez cu doamna Monica Carp, un artist de valoare și nu numai pe plan local, este cu o întindere mult mai largă, un om care pentru mine a însemnat foarte mult, un om care este o definiție până la urmă, pentru că nu numai arta o definește, ci conversația o definește și toată prezența dumneavoastră ei o definește. Este mamă, nu pot să spun că este și bunică, că nu știu dacă este cu normă întreagă, dar este un om uluitor. Doar atâta vreau să vă spun, că este absolventă a Institutului de Artă din Iași, secția pictură, și a făcut doctoratul la aceeași instituție cu temă. Tema dumneavoastră a fost tot pictură și artă decorativă, nu? Da. Este prima expoziție pe care o are la RomanArt, expoziție personală. Am mai avut lucrări ale dumneavoastră și au fost foarte bine primite. Prima întâlnire cu doamna Carp a fost cu mulți ani în urmă, când a participat la o expoziție de icoană și era un tip de cruci, era un soi de roman sub semnul crucii și, într-adevăr, aureolat toată atmosfera aia. De atunci s-au succedat mai multe lucrări, mai multe apariții ale dumneavoastră, de o discreție totală este ca prezență, dar ca pictură este o prezență foarte bine marcată. Aș vrea să salut pe criticul literar Iulian Bucur de la Bacău, care și de data asta sunt convinsă că ne va încânta și ne va descifra tot misterul, nu știu dacă tot misterul, pentru că ceea ce pornește din dumneavoastră, nu știu dacă poate să-l descifreze sau ține ceva ascuns pentru ea. Iar apoi va vorbi doamna Carp și ce să vă spun, din toată inima vă urez vizionare plăcută, vă urez prezență, nu singulară prezență, să vă încadrați în toată atmosfera asta, încât să fiți un tot cu viziunea pe care o are doamna Carp asupra femeii, asupra feminității și asupra maternității. Bună seara, prieteni romașcani! Tare mă bucur că sunt cu dumneavoastră în această seară. Să știți că e pentru prima dată că mă aflu în această galerie, atunci când pe Simeze este o expoziție făcută de o femeie artist. Și lucrurile sunt într-un fel potrivite. Sunt într-un fel potrivite pentru că peste ceva vreme, pe 1 martie, ne vom gândi, ne vom aduce aminte că cu multe sute de ani în urmă începea lumea, începea anul. De ceva vreme, nu de multă vreme, spunem că 1 ianuarie este prima zi din an. Strămoșii noștri, strămoșii dumneavoastră, așa știau că lumea, că anul, că viața începe pe 1 martie. Dacă întrebăm pe acești copii care este primul anotimp din an, nu vor spune iarna, așa cum credeți dumneavoastră, ci vor spune că e primăvara, pentru că, într-adevăr, de mult, așa știam, așa credeam, așa număram, că viața, că lumea începe pe 1 martie. Lucrurile astea se văd și în, așa, și în numele lunilor. Septembrie este a 7-a lună, doar dacă o socotim de pe 1 martie. Octombrie este a 8-a lună, doar dacă o socotim de pe 1 martie. De asta, imaginați-vă în această seară că lumea, că viața, că anul, că dumneavoastră înși vă puteți reîncepe pe 1 martie.
O asemenea expoziție în care este văzută, cinstită, arătată, lăudată femeia, misterul ei, arătat în toate, în toate fațetele posibile. Feminitatea văzută în feciorie, feminitatea văzută în maternitate, feminitatea văzută în fecunditate, toate se văd aici. Este o temă veche ca istoria artelor. Să știți că înainte să fie reprezentați niște bărbați, au fost reprezentate de fapt niște femei. Primii pictori nu s-au minunat de cât de frumos este corpul unui bărbat, ci primii pictori, și primii sculptori, și primii olari s-au gândit la o femeie atunci când au vrut să reprezinte lumea. Pentru că o femeie știe să reprezinte lumea întreagă. Și ați fost avertizați cumva de un afiș cu un nume. Cred că este un nume excepțional de bine găsit. Se cheamă Univers. Pentru că o femeie vrea, iată, aici să ne spună o poveste întreagă, o poveste completă. O poveste, dacă vreți, despre ea. O pictoriță care, dacă vreți, își face exercițiul de credință, spunând aici, pe aceste simeze, povestea ei. La asemenea expoziții feminine, mai mult decât la expozițiile unor artiști bărbați, simțim ceea ce spunea Flaubert, care spunea Madame Bovary c'est moi. Asta înseamnă că la o asemenea expoziție, mai mult decât la altele, putem chiar să o recunoaștem pe doamna Carp. Putem să o simțim în fiecare tablou pe Monica Carp. Să vedem toate îndoielile, fricile, victoriile, micile înfrângeri, toate se văd aici. Să vedeți cum formele încep să fie prietenoase pentru voi. Să vedeți cum culorile încep să fie prietenoase pentru voi. De asta sunt aici și de asta îmi place această expoziție. Pentru că această expoziție este făcută chiar pentru privitori. Această expoziție nu este făcută ca să ne arate artista marele ei talent. El se vede, el stă ascuns. Această expoziție nu este altceva decât un mesaj, această expoziție nu este altceva decât o poveste pentru dumneavoastră, dragi prieteni. Și Monica Carp, doamna Carp, asta a făcut. A stins acolo unde trebuia să stingă, astfel încât dumneavoastră să puteți intra în tablou. A oprit formele și, dacă vreți, puterea lor, a oprit puterea formelor, anume ca dumneavoastră să vă simțiți confortabil, să vă simțiți în siguranță în prezența lucrărilor ei. A știut doamna Carp să echilibreze. A știut doamna Carp să găsească justa măsură pe care o au, pe care au aceste culori. Culori nu sunt altceva decât niște forme de energie, nimic altceva. Și a știut Monica Carp să găsească justul echilibru, justa proporție între aceste energii, astfel încât să fie lucrările prietenoase, asemenea prietenoase, încât să vă simțiți bine, confortabil, comod în prezența lor. După cum vedeți, aproape că nu există spațiu în aceste lucrări. Nu există spațiu pentru că dumneavoastră, prieteni, trebuie să, și prieteni, trebuie să-l găsiți. Nu este această expoziție decât, dacă vreți, un fel de exercițiu despre modulația culorii, despre cum o culoare, un ton, o tentă poate să intre într-o vecinătate prietenească cu cealaltă. Uitați-vă cum se desprind aproape de pe acest perete alb petele uriașe, petele uriașe de culoare. Ele sunt aproape biplane. Ele nu au decât o vibrație interioară. Ele vibrează numai pentru că sunt într-o vecinătate bună, prietenoasă, într-o vecinătate zâmbitoare, cu tonul vecin. Acesta este exercițiul de admirație, dacă vreți, pe care îl face lumii Monica Carp. Pictorița Monica Carp. O pictoriță care își lasă orgoliile deoparte și nu face altceva decât să vă transmită mesajul ei de prietenie. Descrierea ei asupra lumii complete. Nu? Pentru că această expoziție așa se și numește Univers. Ca o încercare de privire completă, îndepărtare,
pentru că pictura poate să facă lucrul ăsta, să privească cât mai departe, dar și foarte, foarte în apropiere. Astfel încât, priviți aceste tablouri și foarte de departe, ca să le simțiți împreună, dar apropiați-vă cu indiscreție, vă invit, de anume tablouri, și veți găsi, de exemplu, în a treia alveolă acestei galerii, veți găsi colaje acolo unde doamna Carp a luat de pe vechile imemorialele ei broderii pe care le-a integrat în povestea ei. L-a integrat pentru că știe că este, de fapt, pe lumea asta o singură poveste. O singură poveste numită Univers. Monica Carp are această credință a unicității lumii, a posibilității noastre de a o cunoaște. Și artele plastice, pictura, nu face altceva decât să desfacă orizontul. Tablourile pe care să le priviți de departe și de aproape sunt altceva decât nenumărate orizonturi, dragi prieteni. Găsiți locul acela frumos, unde veți simți cum un brun devine nobil în prezența unui alt brun, unei alte culori cu această energie. Pentru că asta face Monica Carp. După ce își povestește feminitatea ei în toate posibilele detalii, trece și așa cum erau idolii aia vechi, idolii aia feminini, erau ușor mânjiți, ușor maculați, cu un pigment, cu un ochi roșu, astfel încât idolii să prindă viață, la fel se întâmplă și în tablourile ei. Acești idoli feminini sunt nimic altfel decât ușor mânjiți, ușor maculați, cu un ochi. Cu un ochi care face să prindă viață forma. O formă cu care pictorița este discretă, v-am spus. În limba română, cuvântul frumusețe nu vine de la faptul de a străluci. Nu vine cuvântul frumusețe de la faptul de a fi nobil, ci cuvântul frumusețe vine chiar de la ideea de formă. Este probabil limba română una dintre puținele limbi care a păstrat această accepție a frumuseții, drept prezență a formei. Iată, pictorița Monica Carp nu face altceva decât să mediteze acest adevăr. Că frumusețea înseamnă, și pictura nu înseamnă altceva decât un joc asupra formei. Dacă vreți, o posibilitate de a rupe acolo unde trebuie să rupi din formă, astfel încât ea să nu fie prea strigătoare, prea urlătoare, prea teatrală, așa cum sunt eu, ci să fie atât de discretă încât să fie prietenoasă cu dumneavoastră, dragi prieteni, dragi prieteni ai mei și ai Monicăi Carp. Vă invit să simțiți firul ăsta care merge la tablou, la tablou, firul ăsta care se numește prietenie și feminitate. Și această poveste să o simțiți de la lucrare la lucrare și să simțiți un pic și cum a gândit curatorul acestei expoziții, cum a gândit cele trei spații. Să simțiți unde e mai mult sacru și mai puțin profan, unde este mai mult profan și un pic de erotism, dacă vreți. Toate sunt aici povestite, pentru că această expoziție este despre Univers, așa cum vi s-a scris pe afiș. Vă invit să fiți și curajoși. Vă invit să fiți și curajoși pentru că asta a făcut pictorița. A lăsat destul loc dumneavoastră, prieteni, a lăsat destul loc în tablourile pe care le-a adus ca să intrați. Să intrați și să cumva să intrați în posesia lor. Și veți face lumea mai frumoasă, lumea care peste ceva zile se va schimba, chiar poimâine va fi 1 martie și va începe lumea din nou. Ne vom pune un mărțișor. Ne puneam de mult mărțișor pentru că ne era frică de lumea, de anul care va veni. De asta cred că ne puneam mărțișor. Ne puneam un mărțișor și îi făceam un nod, astfel încât să ne simțim precum acești copii care spun piua când făceau desenat un cerc în jurul lor. Și această expoziție să se simțiți ca pe un mărțișor pe care îl dăruiește pictorița pentru un an de zile. Un an în care pe care să întâmpinați cu bucurie și să aveți speranță. Pentru că această expoziție este și despre speranță. Nu este numai despre credința în propriile unelte, nu este numai despre tăria în talent, ci și despre speranță. Speranță că lumea de afară, Universul, poate fi mai bun. Doamna Carp mi-a spus să nu fiu foarte lung. Iată, lung nu am fost, dar teatral am fost destul. Vă mulțumesc frumos!
prezentarea mea. Am mai avut onoarea să fiu prezentată la Complexul Muzeal Iulian Antonescu. Legătura cu Complexul Muzeal Iulian Antonescu este mult mai largă prin proiectele mele, prin mărcișorul românesc, cu donații. Multe doamne sunt partenere de proiect și au jurizat și au fost implicate direct în acele proiecte și în acele donații. Eu vă mulțumesc dumneavoastră și mulțumesc și Complexul Muzeal Iulian Antonescu că mi-a dat posibilitatea să colaborăm. În ce privește Universul de astăzi, țin să spun că Universul nu este numai pe simeză, Universul este aici, prin legătura mea cu dumneavoastră. De multe ori dumneavoastră mi-ați servit drept sursă de inspirație. Am apreciat enorm de mult părinții care s-au implicat în educația copiilor și au umplut acel timp liber al copiilor cu frumosul, cu arta, cu culoarea. I-au implicat în proiectele noastre, pentru că mulți participanți de aici sunt cadre didactice implicate în proiectele pe care eu le-am derulat, nu singură, deci suntem parteneri. De aceea, cred că acest univers este mult mai mare și clocotește și este plin de culoare, plin de energie. Și această energie s-a revărsat astăzi în clipa aceasta unică în care eu m-am prezentat dumneavoastră și dumneavoastră ați fost alături de mine și v-ați prezentat cu prezența care a făcut mai mult decât orice pe lume. Apreciez faptul că copiii îndrăgesc arta și că am aici chiar copii care când îmi intră la activitate spun: eu sunt pictoriță, așa este? Și face foarte mult și da, lucrul acesta, da? Și prinde curaj și așa ajungem, pentru că așa am pornit și noi de mici, iar când am ajuns mari am făcut dintr-o bucurie, dintr-o clipă de a petrece frumos timpul liber, am făcut o profesie. Dialogul meu continuă, de asemenea, prin proiectele, prin faptul că zilnic aproape mă întâlnesc cu dumneavoastră, dialogul meu continuă cu arta, dialogul meu continuă cu critica de artă. Eu vă mulțumesc din suflet, vă doresc o primăvară frumoasă, mulțumesc doamnei Rodica Pădurarul, care ne-a oferit această posibilitate. O galerie privată în oraș, cu o luminozitate care pune în valoare lucrarea de artă. Și mulțumesc că m-a găzduit, că m-a invitat și sper ca legătura noastră, din punct de vedere plastic, să dăinuiască și să aducă valoare orașului Roma. Mulțumesc, dragile mele colege, mulțumesc, dragi copii, vă doresc o primăvară într-adevăr frumoasă, cu multe realizări, iar copiii dumneavoastră doresc să ajungă, nu artiști plastici, să ajungă, eu știu, creatori în arhitectură, în design vestimentar, în design ambiental. De-a lungul profesionalilor am copii care au devenit arhitecți, designeri de interior, am mulți copii. Și am și la medicină, am și copii care au îndrăgit arta, dar au ales o altă de artă, o artă a investigării omului și a suferinței și a bucuriei omului. Încă o dată vă mulțumesc! Să știți că și domnul Iulian are soția pictor. Deci este implicat total, dar și picează foarte mulțumesc și soțului meu. Mulțumesc și soțului meu că mă... Nu, eu am venit cu intenție.
Spuneai că anul începe cu martie. Într-adevăr, la 1 martie. Așa începe lucrul, pe 1 martie. La ziua e pe 1 martie. Și spunem la mulți ani, la mulți ani. Participație. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult!